ziua, mă numesc Antela Rodica Cristea și sunt voluntar în cadrul emisiunii Pastila de Lectură. Cu acest prilej voi citi câteva fragmente din lucrarea lui L.J. Smith, Jurnalele Vampirilor, Întoarcerea, Căderea Nopții. Damon Salvatore stătea întins în aer, sprijinindu-se pe o creangă a unui oricum cine știa numele copacilor. Și cui pasă? Era un copac înalt care îngăduia să privească în camera lui Caroline, de la etajul al doilea și constituia o rezămătoare confortabilă. Stătea întins în acel loc comod, unde truncul se bifurca în două crengi groase, cu mâinile strânse sub ceafă, cu un picior încălțat într-o gheată elegantă, atârnând la 9 metri deasupra pământului. Se simțea în largul lui, la fel ca o pisică, privind cu ochii închiși pe jumătate. Aștepta să sosească ora magică, 4:44 dimineața, când Caroline avea să-și îndeplinească ritualul ei bizar. Îl văzuse deja de două ori până acum și era fascinat. Apoi simți o pișcătură de țânțar. Ceea ce era ridicol, că țânțarii nu atacă vampirii. Sângele lor nu e atât de hrănitor ca acela de om, dar în mod clar simți o pișcătură mică de țânțar în ceapă. Se răsuci să se uite în spatele lui, cercetând aerul înmiresmat al nopții care îl înconjura și nu văzu nimic. Niște arce de conifer. Nu zbura nimic prin preajmă, nimic nu se tăra pe ele. Bun atunci. Trebuie să fi fost un arc de conifer, dar duruse, iar durerea nu trecu în timp, ci deveni mai supărătoare. O albină sinucigașă? Damon își pipăi cu grijă ceafa. Niciun sac de venin, niciun arc, doar o umflătură minusculă care durea. O clipă mai târziu, atenția îi fu atrasă din nou către fereastră. Nu își dădea prea bine seama ce se petrecea, dar simțea vibrația bruscă a puterii în jurul lui Caroline, care dormea, asemenea unui fir de înaltă tensiune. Îl atrăsese în acest loc cu câteva zile în urmă, dar odată ajuns aici, nu reușise să descopere sursa. Limbile ceasului ajunseseră la 4:40 și soneria începu să bipăie. Caroline se trezi și aruncă ceasul în partea cealaltă a camerei. O fată norocoasă, zicea Damon, cu admirație răutăcioasă. Dacă aș fi fost un derbedeu uman în loc de vampir, atunci virtutea ta, presupunând că ar fi mai fi rămas ceva din ea, ar putea fi amenințată. Din fericire pentru tine, a trebuit să renunți la genul ăsta de lucruri cu aproape jumătate de mileniu în urmă.